Problema câinilor a fost luată în discuții la secțiunea diverse a legislativului local al orașului Comănești, iar primarul orașului Viorel Miron a avut o poziție tranșantă. Am făcut și facem tot ce trebuie să facă o administrație locală din acest punct de vedere. Și anume, avem un adăpost prin care am adunat toți câinii din oraș de nenumărate ori. Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, de zeci și zeci de ori. Apar noi și noi câini. De unde credeți că apar? Din curțile oamenilor. O parte aduși din alte localități. Dacă la nivel național nu se face un program strict de monitorizare a tuturor câinilor din România, în fiecare localitate, să se microcipeze, să se inventarieze, să se sterilizeze și să se facă adăposturi în fiecare localitate, așa cum am făcut noi, așa cum orașul nostru are adăpost, așa ar trebui să aibă toate comunele de pe Valea Trotușului, și în comuna Său, și în comuna Agăș, Brusturasa, Palanca, Ghimeș, sau în localitățile din aval de noi, deci e vorba de orașul Dărmănești, orașul Târgu Ocna. Nu au, aceste localități nu au adăposturi pentru câini. Și toți câinii care rezultă din curțile oamenilor, pe care îi vedem noi pe străzi, în toate localitățile din România, sunt urmare a faptului că cetățenii nu înțeleg să-și sterilizeze câinii. Din păcate, legislația s-a făcut ca cei care nu respectă această lege de a-și microcipa, steriliza, vaccina câinii din proprietăți, din proprietate, din curți, amenda este de la 5.000 de lei la 12.000 de lei. Închipuiți-vă dumneavoastră, o să mergem și o să facem și lucrul ăsta, o să luăm din casă în casă, din curte în curte, să facem lucrul ăsta. Propunea domnul consilier, mă pufnea râsul mai înainte, să dotăm primăria cu un microbuz, dubiță, ceva, să meargă la curte să-l sterilizeze. Nu problema e unde îl sterilizez, că îl sterilizez la poartă. Că după sterilizare, câinele sterilizat, care a trecut prin această procedură medicală, are nevoie de un timp postoperatoriu, care durează 12-24 de ore. Păi poți să stai cu dubița la poarta lui 24 de ore acolo? Ca să vezi dacă își revine câinele? Știți dumneavoastră un cetățean care are un câine la care ține, dacă cumva nu-i reușește operația, știți ce se poate întâmpla? Este crimă și moarte de om. Nu vă pot spune că am avut operațiuni de sterilizare câini la adăpost, unde au venit printr-un program pe care l-am făcut noi, sterilizare gratuită, unde au venit cetățeni din toate zonele localității noastre și nu numai. A fost cazul când, după sterilizare, unul din câini era o problemă că nu știam dacă mai poate fi salvat sau nu. S-au făcut transfuzii de sânge. Vreau să vă spun că proprietarii acelui câine erau disperați. Nu cumva să-i moară câinele, pentru că se atașează omul de acest animal pe care îl are pe lângă curte. Dar până când România, la nivel național, nu va aplica un program integral la toată populația noastră, din cei care au patrupede, să se meargă din casă în casă, din poartă în poartă și să fie convinși toți să-și sterilizeze câinii, nu putem să facem acest lucru. Și vă spun că este o bătaie de joc asupra celor care fac acest efort de a încerca, că nu se poate, de unul singur, într-un oraș, să rezolvă problemă la nivel național. Este exclus. Păi da, facem oricând această experiență. Luăm câinii toți până la zero. Mergem și inventariem tot, orice colțișor din... Și sterilizăm. Și sterilizăm. Și apar alții de la curțile oamenilor care nu sunt sterilizați. Apar alții. Știți că un cățel dă naștere la pui de două ori pe an? O femelă? Știți câți căței face o femelă la o naștere de pui?
Între 5 și 10 pui. Între 5 și 10 pui. Deci dacă o singură femelă naște de două, dă naștere de două ori, minim 5 să zicem, avem 10 căței la o singură femelă. Dar dacă avem 1000 de femele în Comănești și sunt garantat peste 1000, deci 1000 ori 10 cât se fac? Doar într-un an de zile, atât. Doar într-un an. Deci este o muncă de Sisif. Mai bine câte cineva, vai, vai, ce drăgălașul de el. Ce... Cine vrea să vadă ce înseamnă această muncă, vă rog să o căutați pe soția mea. Oricând, la orice oră, din zi și din noapte. Avem proba concretă aici, domnul Tomiță Ardeleanu, la una din campaniile electorale, a adunat semnături pentru cine este de acord să dispară câinii din oraș. Normal că toată lumea semna, inclusiv eu l-am căutat. Tomița, unde ai tabelul? Vreau să semnez și eu că vreau să dispară câinii din oraș. Păi zice, na, nu, normal că vreau să... Zic, poți să mergi cu mine acum? Unde? Până la adăpost. Ne-am urcat în mașină, ne-am dus. Nu eram singur numai noi doi, mai era cineva, nu mai aduc aminte. Încă două, trei persoane. Ce credeți? A găsit-o pe soția mea plină toată de... cum muncea acolo, cu gălețele, să dai mâncare la 1000 de câini pe zi. Să le cureți excrementele la 1000 de câini pe zi. Să le dai mâncare, să le dai apă la 1000 de câini pe zi. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Este o muncă de Sisif. Faceți această experiență doar cu un câine, cu doi. Și dacă vi se pare că e o glumă, pentru că sunt, îl văd pe domnul consilier că așa râde pe sub mustăți așa, să încerce să ia din cartierul domniei sale 5 câini care îi vede pe stradă, să-i bage în curte. Și să zică, eu voluntar, m-am oferit și am luat acești câini de pe stradă. Și va constata că nu durează o săptămână, două, trei, o lună și vor apare alți câini. Și o să zică, domne, eu din propria mea, din dorința mea de a rezolva această problemă, voi mai ridica și acești câini. Până când o să aduni 100, 200, 500, soția când a plecat, a plecat cu 100 de câini, 150, s-au făcut 200, s-au făcut 300, s-au făcut 400 și am ajuns la 1000. Și dacă se ajunge la 10.000 în adăpost, câinii din stradă nu vor dispărea. Câinii din stradă trebuie să oprim cauza. De altfel, aceasta nu este singura problemă. În prima zi a lunii februarie, în parcarea unui supermarket din zona Autogării din municipiul Bacău, o bătrână a fost pusă la pământ de o haită de câini și mușcată. Femeia de 71 de ani a fost atacată de haita de câini în timp ce ieșea din magazin. Aceștia au apucat să o muște, însă norocul a făcut ca doi bărbați să vadă întreaga scenă și au salvat-o la timp pe femeie. Bătrâna a ajuns cu greu acasă, mușcată și plină de sânge. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că și în imediată vecinătate a Oneștiului, un bărbat a fost găsit mort pe drumul dintre Onești și Buciun, pe corp având multiple